Nu există român care să nu-i cunoască melodiile, însă puțini știu ce s-a ascuns ani la rând în sufletul cântăreței. A fost trădată, s-a îmbolnăvit grav și a ajuns în ghearele depresiei din cauza problemelor cu banii. Vedeți imediat toată povestea Didei Drăgan, cântăreața care a ajuns să fie supranumită vocea de flacără a muzicii românești. La aproape 8 decenii de viață, artista locuiește în Elveția, alături de sora sa. Sunt mai bine de 10 ani de când îndrăgita solistă a părăsit România, însă nu pentru totdeauna. Din când în când, îi se face dor de plaiurile mioritice și vine să le și cânte celor care o admiră. Cât despre viața de dincolo de scenă, în trecut Dida Drăgan s-a lovit de dificultatea de a-și achita creditul bancar. Deoarece veniturile sale erau foarte mici, iar criza economică i-a dat mari bătăi de cap. Din păcate însă, problemele cu banii au adus-o în pragul depresiei și chiar ea recunoaște că a vrut de mai multe ori să-și pună capăt zilelor. În 2005, Dida Drăgan ar fi făcut un împrumut de 500.000 de euro pentru a-și deschide două afaceri, una în domeniul vestimentar, iar alta în zona imobiliară. Criza i-a afectat afacerile care nu au mers așa cum și-a dorit, iar veniturile au început să se micșoreze, astfel încât plata creditului a devenit o povară. S-a repus pe picioare odată ce a ales să plece în Elveția la sora sa. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, marea artistă a aflat într-o zi că suferă de cea mai perfidă boală, cancer. Vreme de 13 ani a luptat cu maladia, iar astăzi se bucură de faptul că a reușit să o învingă. De altfel, cât timp s-a tratat de cancer, a stat mai mult departe de lumina reflectoarelor. Pe lângă boală și lipsurile financiare, Dida Drăgan a mai trăit o dramă cumplită de-a lungul vremii. După mai mult de 10 ani de iubire cu chitaristul Florin Ochescu, alături de care are un fiu, a aflat că a fost înșelată. Culmea, bărbatul a trădat-o pe mare artistă cu o colegă de breazlă, Silvia Dumitrescu. Ulterior, interpreta a rămas singură, crescându-și fiul în Elveția. Tânărul a studiat acolo, este de profesie traducător și își face meseria în România. Totodată a reușit să o facă bunică pe mama sa. Astfel, Dida Drăgan are un motiv în plus pentru a reveni adesea în România, copilul său, pe lângă evenimentele unde este solicitată să cânte. Totuși, vedeta nu cântă oriunde. Ea nu acceptă să interpreteze în restaurante sau cârciumi, ci doar la radio, TV sau evenimente de prestigiu. Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac. Versurile, piesele, totul trebuie să iasă perfect. Nu am cântat niciodată în viața mea prin localuri. Eu sunt lumea cuvântului și îmi fac meseria cu multă credință. Pentru mine nu contează bazarul de hârtie. Nu este defăimător să cânți prin cârciumi, doar că eu nu știu să fac asta. A spus la un moment dat Dida Drăgan.